Acum e. S-a reluat partida de la Lărești. Nu văd nicio schimbare în cele două formații. O fază prelungită de atac a echipei din Valea Mare. Pierde Coman acolo la Ilie și Velea, Cotescu. Alexandru Iacob a încercat să treacă mingea pe lângă Radu, însă atent fundașul echipei Gaze a reușit să respingă. Pascu a trecut în prima fază de Budur, însă l-a dublat foarte bine Dumitrașcu și a îndepărtat pericolul. Ovejdanie. Coman continuă cu Ovejdanie pe partea stângă, respinge de acolo cu un ultim efort Cătălin Pârvu. Așa cum spuneam, nicio modificare la pauză în cele două formații. Să le reamintim așadar oaspeții. Cimentul Valea Mare în poartă cu Iordache, jucător de câmp, Velea, Budur, Răuță, Ovejdanie, Dumitrașcu, Manole, Florin Coman, Alexandru Iacob, Cosmin Cotescu și cu numărul 18 un alt Alexandru Iacob. Gazdele în poartă cu Sitaru, care este și capitanul echipei, jucător de câmp Radu Marin, Marcel Marian, Alexandru Popescu, Liviu Radu, George Pascu, Drago Soseanu, Cătălin Pârvu, Ionel Cataram, Alexandru Mareș și Iulian Gheorghe. Repun gazele la margine prin Soseanu. Să rectific la pauză fratele lui Florin Ovejdanie, Iulian Ovejdanie, l-a înlocuit pe George Manole, care acuza o recidivă la o veche, la o mai veche accidentare. Catara mai trimite cu capul pe dreapta lui Pârvu, însă mingea a ieșit în afara terenului de joc. Alexandru Iacob a încercat printre la Cotescu, însă mingea a fost puternic trimisă și a ajuns în brațele portarului Sitaru. Popescu pierde la Ovejdanie Iulian, Florinel Ovejdanie scoate în lateral la Cotescu. Se luptă acolo pentru balon Cotescu și câștigă, însă greșește momentul pasei. Pârvu, înalt în careu, respinge Velea. Un șut frumos de la distanță în Liviu Radu. Mingea l-a lovit în spate pe Dumitrașcu și a poposit în brațele portarului Iordache. Ovejdanie Florin. A ieșit decis acolo Alexandru Mareș și s-a și faultat. Iordache îi fură această minge lui Cataramă. Repune repede Cotescu.
Iulianovic, Dania. Foarte frumos s-au combinat cei doi. Cotescu înaintează, vine din spate Marin Radu. Faul la Ovejdanie Florin. Alexandru Mareș l-a agățat pe Florin Ovejdanie chiar în momentul șutului și centralul Tițu Elvis aproape de fază a dictat lovitură liberă pentru oaspeți. Circa 20 de metri de poarta lui Sitaru, perpendicular pe poarta, lângă minge Ovejdanie Florin și fratele acestuia, Iulian Ovejdanie, să vedem cine va executa. Șut al lui Ovejdanie și deschidere de scor! Ovejdanie Florin a găsit o breșă acolo în zidul echipei din Lerești și chiar pe acolo a trimis, a șutat foarte puternic la firul ierbii, fără niciun fel de speranță pentru portarul Sitaru. Așadar, din minutul 52 al întâlnirii de la Lerești, oaspeții reușesc să deschidă scorul prin Florin Ovejdanie printr-un șut frumos de la circa 20 de metri. Așadar, Asele Rești, Cimentul Valea Mare, 0-1. Schimbare la gazde. A ieșit Pascu. Sper să nu greșim, a ieșit George Pascu și a intrat Gabriel Seica. Cataram îl faultează pe Dumitrașcu cu o săritură. Vele înalt în careul gazdelor. Coman a sărit la cap, însă Sitaru atent a reținut această minge. Galben la Radu Marin pentru proteste, îl atenționează centralul Tițu. Minge de arbitru, fair play, autorul golului Ovejdanie dă mingea gazdelor. Coman pe stânga la Ovejdanie Florin, a ieșit portarul Sitaru, repune repede. Dumitrașcu este acolo care calmează jocul, îi pasează în lateral la Budur, însă fundașul stâng al echipei din Valea Mare scapă balonul în afara terenului de joc. Repun gazdele de la margine. Liviu Radu se pregătește, nu îi lasă mingea lui Marcel. Seica. Coman caută, își caută un coechipier liber, trimite pe stânga la Ovejdanie, însă mingea a fost prea puternic trimisă și a ieșit în afara terenului de joc. Gazdele alergă după egalare. Budur l-a faultat pe nou intrat în teren Seica și lovitură liberă pentru gazde.
Se minge, a reușit să scoată portarul Iordache. Suseanu din lovitură liberă direct pe poartă și micuțul portar al echipei din Valea Mare Iordache cu palmele practic a împins mergea peste transversala porții, corner. Pârvu înalt în careu, același portar Iordache reușește să rețină. Încercarea de a-și repune mingea în joc, portarul Iordache greșește și trimite la Seica șutul acestuia, din urmă trece puțin pe lângă stâlpul din stânga al porții al celor din Valea Mare. Velea. Ovejdanie. Alexandru Iacob. Popescu pune mingea jos, trece foarte frumos de Velea. Înaintează mijlocașul echipei din Lereș cu mingea la picior, șutul acestuia din alergare trece de puțin peste transversala porții apărate de Iordache. După marcarea golului echipei oaspete, jocul parcă s-a mai animat puțin, cu faze de poartă la ambele, faze periculoase la ambele porți. Asistăm la o discuție extrem de interesantă aici de lângă noi, de unde transmitem acest meci, se află și observatorul de joc Pantazi, care îi face o critică, să sperăm o critică constructivă asistentului Cornel Vidroiu, arătându-i de multe ori greșelile care le face asistentul în timpul jocului. I-a tras atenția lui Vidroiu că nu stă pe linie cu ultimul apărător al echipei. Încă o schimbare la gazde. A ieșit Iulian Gheorghe. Și la oaspeți a ieșit Cotescu și a intrat Marian Bălăceanu. Coman la un pas să recepționeze această minge. Răuț a scos în lateral la Bălăceanu. Respins nou intratul în teren la gazde Cicu. Ovejdanie, autorul golului, singurului gol de până acum, la fratele său Iulian Ovejdanie. Șut al acestuia, bară! Ce șut a prins Iulian Ovejdanie de la circa 35 de metri. Mingea a lovit transversal la porții lui Sitaru și a revenit în teren. Lovitură de colț pentru oaspeți. Bălăceanu se pregătește să execute această lovitură liberă. Această lovitură de colț, mă scuzați. Înalt în careu, respinge cu pumnul Sitaru. Un hands al lui Iulian Ovejdanie e observat de centralul Tițu. Prins Budur de acolo. Velea iese cu mingea la picior, se încurcă cu Ovejdanie. Cicu
Suseanu reușește să îi trimită lui Pârvu. Centrarea acestui, mingea cade în suprafața de pedeapsă și Seica, singur de la 5-6 metri, a încercat să găsească colțul lung, însă mingea a trecut puțin pe lângă stâlpul din dreapta porții apărată de Iordache. Seica în luptă pentru balon cu Budul protejează fundașul oaspete și mingea este în afara terenului de joc. Coman schimbă foarte bine pe partea dreaptă la nou intratul în teren Bălăceanu, însă mai rapid de picior Sitaru a ieșit din poartă și a reușit să rețină această minge. Faza se mută repede la poarta cealaltă. Pârvu pierde această minge, Bălăceanu. Foarte frumos a trecut Alexandru Iacob. Cercat o pasă cu călcâiul, însă greșit. Coman se repliază și câștigă acest balon la mijlocul terenului. Însă pasa a lăsat de dorit. A încercat cu această minge printre să-l găsească pe Ovejdanie, însă Popescu atent a reușit să respingă. Iacob Seica rămâne la balon. Dumitrașcu respinge, lăsare mingea pe Marin. Încearcă Marin să schimbe partea, găsește cu această minge pe Seica, protejează Răuț, a reușit să respingă Iulian Ovejdanie la celălalt Alexandru Iacob. Arbitru lasă avantaj. Marin l-a faultat destul de dur pe Alexandru Iacob, însă centralul Tițu a lăsat avantaj. Se cere intervenția medicului. O intrare destul de urâtă a lui Radu Marin. Se sperăm că nu va fi nimic grav. Alexandru Iacob îi anunță pe oficialii echipei din Valea Mare că nu mai poate să mai continue jocul. Așadar, schimbare la oaspeți în locul lui Alexandru Iacob. Intră jucătorul cu numărul 3, George Săceanu. Seica să bate acolo pentru minge cu Budur, însă fundașul echipei oaspete i-a luat fața și a protejat foarte bine această minge. Greșit Velea repunerea mingii. Seica, Popescu, Cicu calcă pe minge, rezolvă acolo Dumitrașcu, înlătură
pericolul, foarte frumos o vezi Daniel Acoma, își potrivește mingea, însă, așa cum spuneam, terenul foarte rău denivelat. I-a sărit mingea în momentul șutului lui Coman și atacantul echipei oaspete a trimis pe lângă poartă dintr-o situație foarte bună de a majora scorul echipei sale. Popescu plecat într-o incursiune pe partea dreaptă, resping oaspeții de acolo, Marin înaintează cu mingea la picior, șutează, însă o face destul de rău. Bălăceanu, Ovejdanie, joacă margine la Răuță, foarte frumos a combinat cu Bălăceanu, însă din spate a venit sigur pe el mare și a reușit să respingă. Cataramo prelungește pe spate până la Seica. Popescu găsit un culoar liber. Liviu Radu nu poate să treacă de Budur. Posesie pentru Gazde. Marcel Marian repune de la margine. Seica ridică balonul foarte frumos peste Săceanu. Radu se complică și obține o lovitură de la margine. Manu repun oaspeții din colțul careul de 6 metri. Ovejdanie. Scăpase Ovejdanie acolo. Este oprit prin faul de Liviu Radu și oaspeții beneficiază de o nouă lovitură liberă de la jumătatea terenului al echipei gazdă. Tot Ovejdanie execută această lovitură înalt în careu, respinge Sitaru, nu se complică jucătorii echipei gazdă. Ovejdanie cercat o continuare cu Bălăceanu, însă atacantul echipei din Valea Mare se afla în poziție de offside. Cicu a încercat să salte mingea peste Velea, însă atent capitanul echipei oaspete a respins. Popescu 1-2 cu Suseanu. Cicu foarte bine a respins de acolo Bălăceanu. Șuta lui Popescu respinge portarul Iordache cu piciorul, însă lovitură de colț pentru Gazde. Pârvu se pregătește să execute această lovitură de colț. Înalt în careu, mingea trece peste
poartă spre nemulțumirea colegilor din atac. Iulianu Veșdanie în adâncime la Coman l-a găsit foarte bine pe jucătorul cu numărul 15. Șutul acestuia la colțul scurs trece de puțin pe lângă vincul porții apărate de Sitaru. Ca în luptă pentru balon cu Ovejdanie, Iulian câștigă gazdele această minge. Popescu printre la se, la Cicu. Șutul lui Popescu a fost a fost atenuată forța șutului lui Popescu și mingea a ieșit în afara terenului de joc. Din nou lovitură de colț pentru gazde. Suseanu la colțul scurt, respinge de acolo Coman. Cicu a încercat să șuteze din prima. Radu. Trecere foarte frumoasă între doi jucători. Șut de la distanță. Mingea a trecut puțin pe lângă stâlpul din dreapta poziției apărată de Iordache. O nouă schimbare la gazde. Iese Liviu Radu și intră jucătorul cu numărul 23, Alexandru Jvart. Minutul 75 al întâlnirii, în continuare ASL Reșița se Cimentul Valea Mare 0-1. Cicu încearcă să combine cu Popescu, îi fură mingea Iacob. Revine Cicu și lovitură de la limita careul de 16 metri. Răuț l-a faultat pe Cicu și vede și cartonașul galben. O lovitură destul de periculoasă pentru poarta apărată de Iordache. Să vedem cine va cine își va asuma răspunderea pentru această, pentru a executa această lovitură liberă. Radu Marin în preajma balonului, Radu și Popescu, să vedem Popescu, un pas, doi, șut, slab. Nu și-a calculat bine pas și șutul lui Popescu a lovit zidul echipei din Valea Mare. Săceanu scoate în mijloc la Ovejdanie. Velea în luptă cu Cataramă. Bălăceanu
se luptă cu Popescu pentru această minge, câștigă mijlocașul echipei gazdă, însă pierde momentul pasei. Scos în margine Radu la Pârvu. Suseanu, Cicu. Iacob în margine la Bălăceanu. Vidroiu semnalizează poziția fără din joc a lui Coman. Florino Veșdani, încercarea de a respinge această minge, îi sare în mână și centralul Titus Elvis dictează lovitură liberă pentru Oaspeți de la 17-18 metri de poarta celor din Valea Mare, perpendicular pe poartă. Radu își așează mingea. Din nou a șutat în zid și Radu Marin, irosind o oportunitate de a egala situația pe tabela de marcaj. Vedem portarul celor din Lăresitaru venise la jumătatea terenului. Velea, Marin pe spate cu capul la Dumitrașcu. Se pare că centralul Elvis Tițu, de câte ori gazdele acuză o infracțiune, așa cum spuneam, centralul fluieră. Nu cred că a fost hands la Viorel Dumitrașcu, însă să dăm crezare arbitrului de centru Tițu. O nouă lovitură liberă pentru gazde. Foarte frumos a executat Suseanu de la 30-35 de metri în dreapta portarului Iordache, lângă bară. Greu de respins această minge pentru golkeeperul echipei din Valea Mare. Așadar, din minutul 80, ASLR ASE Cimentul Valea Mare 1-1. Ce n-au reușit colegii lui Suseanu mai devreme din poziții mult mai favorabile, și aici mă refer la loviturile libere de la limita, cred, de 16 metri, executate de Popescu și Marin, care au șutat lamentabil în zidul echipei al echipei Valea Mare. Suseanu a reușit o execuție demnă de invidia de la circa 35 de metri, chiar lângă stâlpul din dreapta porții apărate de Iordache. Crește presiunea la poarta oaspete. O nouă lovitură de colț pentru gazde. Cătălin Pârvu. Execuție slabă a acestuia. Cataram șutează pe lângă minge. O veșdanie. Pierde cu ușurință și el. Jvarț a combinat foarte frumos cu Cicu. Seica. Foarte frumos a executat Suseanu de la 30-35 de metri în dreapta portarului Iordache, lângă bară.
greu de respins această minge pentru golkeeperul echipei din Valea Mare. Așadar, din minutul 80, Asele Rești, Ase Cimentul Valea Mare, 1-1. Ce n-au reușit colegii lui Suseanu mai devreme din poziții mult mai favorabile. Și aici mă refer la loviturile libere de la limita, cred, de 16 metri, executate de Popescu și Marin, care au șutat lamentabil în zidul echipei al echipei Valea Mare. Suseanu a reușit o execuție demnă de invidia de la circa 35 de metri, chiar lângă stâlpul din dreapta porții apărate de Iordache. Crește presiunea la poarta oaspete, o nouă lovitură de colț pentru gazde. Cătălin Pârvu, execuție slabă a acestuia. Cataram șutează pe lângă minge. O veșdanie, pierde cu ușurință și el. Jvast a combinat foarte frumos cu Cicu. Seica. Și este 2-1 pentru echipa din Lereș. Cataramă singur la 2-3 metri de poartă a reluat din prima mingea centrată de pe dreapta de Jvart. Așadar, minutul 82 al întâlnirii Ase Lerești, Ase Cimentul Valea Mare, 2-1. Am ezitat puțin să anunț golul, deoarece mi s-a părut că atacantul echipei gazdă, Cataramă, se afla în poziție de offside, însă asistentul de pe dreapta, Chirciu, a arătat centrul terenului. Astfel, din minutul 82, gazdele în avantaj prin golul înscris de Cataramă. Schimbare la oaspeți, iese Răuță și intră jucătorul cu numărul 19, Dan Matei. Popescu în luptă cu o veșdanie, câștigă Săceanu pentru moment, revine Săceanu, o veșdanie. Foarte frumos a trecut o veșdanie de Pascu. Ce ocazie ratează Coman. Singur din colțul creu de 6 metri a încercat să găsească colțul lung și a șutat lamentabil. Paralel cu poarta, am putea spune. Ce oportunitate a avut Coman să restabilească egalitatea. Marin cu capul pe spate către propriul portar. Pitaru, care repune mingea. Fault al lui Pârvu la Bălăceanu, dacă observăm bine, au dat cap în cap cei doi jucători. Se ridică Bălăceanu de pe gazon. Lovitură liberă pentru oaspeți. Încă o schimbare de data aceasta la gazde. Iese autorul golului de 2-1.
cataramă și intră jucătorul. Cu numărul 80, Brănescu. Iacob Coman. Repune Bălăcean de la margine, Coman. Pierde această minge. Iacob înalt, în care o veșdanie aleargă după această minge, să vedem dacă o prinde, da? Prins-o în dribling, trece foarte frumos de Jvart, Săceanu, Alexandru Iacob își face mingea pentru șut și resping gazdele în disperare. Velea în luptă cu Seica. Pierde în fața lui Pârvu. Revin oaspeții, Bălăceanu combină la mijloc cu Iacob. Iacob a încercat un exterior la Coman, însă atacantul echipei oaspete plecase în centru și astfel mingea este în afara terenului de joc. Pârvu protejează foarte bine mingea. Iacob combină cu Dumitrașcu. Foarte frumos trece Dumitrașcu de doi jucători adversi. Bălăceanu continuă faza pe partea dreaptă, Coman. Și mingea îl atinge pe Coman. Repun gazdele din colțul careului de 6 metri. Veșdanie cercat cu această minge să-l găsească pe Săceanu. Marin greșește și el. Bălăceanu foarte frumos a trecut de Marin. Îi fură minge acum în lui Suseanu. Atent, Sitaru reușește să rețină. Cicu Săceanu luptă pentru balon, foarte frumos saltă balonul peste Marcel Marin. O veșdanie. Se complică atacantul echipei din Valea Mare. Șut din colțul careului de 16 metri. Mingea trece mult pe lângă poarta apărată de Sitaru. Repun de la margine gazdele, Marin. Cercat un lung de linie, însă mingea a depășit și a ieșit în afara terenului de joc. Iacob scoate în centru la Dumitrașcu. Frumos Dumitrașcu, Velea. Execuție defectuoasă a capitanului echipei oaspete. C
și cu îl faultează în săritură la, pe Velea și lovitură liberă pentru oaspeți de la jumătatea terenului. Velea joacă scurt cu Oveșdanie. Reușește să respingă Radu Marin. Viorel Dumitrașcu scoate la Iacob. Suseanu în luptă cu Bălăceanu pentru această minge, un lung de linie care îl caută pe Vasile Andrei. Și este 3-1. Nou-intratul Vasile Andrei trimite dintr-o poziție foarte grea, dintr-un unghi imposibil, practic. Portarul Iordache a ieșit neinspirat din trebuturi și Vasile Andrei a reușit să strecoare mingea în plasa porții celor din Valea Mare. Așadar, din minutul 90, ASL Reș Cimentul Valea Mare 3-1. S-au arătat 4 minute de prelungire. Oveșdanie pierde în fața lui Suseanu. Cicu deschis pe partea dreaptă pe Jvart. Centrare în careu. Suseanu, Seica, mă scuzați, a trimis spre poartă, însă Iordache cu un ultim efort a reușit să deturneze mingea din direcția ei, din drumul ei spre poartă. Bălăceanu trimis greșit această minge, din nou gazdele în ofensivă. Matei, Bălăceanu, Coman. Își face mingea prea lung și Suseanu îi trimite lui Popescu. Oveșdanie traversează terenul. Săceanu continuă, Săceanu pierde în fața lui Cicu. Seica pierde în fața lui Buduru și fundașul echipei din Valea Mare trimite în afara terenului de joc. Repun gazdele de la margine. Marcel Marian se pregătește să o facă. Jvart, Budur, din nou posesie pentru gazde. Seica, iese Viorel Dumitrașcu și trimite la Oveșdanie. Atacantul echipei din Valea Mare este oprit prin fault. Mareș l-a oprit pe Oveșdanie prin fault. Gazdele din nou în atac. Nu poate Jvar să treacă de puternicul Velea. Greșește Oveșdanie. Offside la Matei. Vidroiu a ridicat prompt Fanionul, semnalizând poziția fără din joc la atacantul echipei din Valea Mare. Fault în atac consideră Titu Elvis.
Iacob trimite această minge fără adresă și asistăm la cât paci să asistăm la un autogol. Marin a încercat să trimite cu capul către propriul portar, însă sitarul era ieșit din poartă și mingea s-a scurs milimetri pe lângă stâlpul din stânga al porții lui Sitaru. O nouă ocazie de gol pentru oaspeți. Iuliano Veșdani a șutat printr-o mulțime de picioare acolo, însă Marcel Marian a reușit să respingă în cornă. Bălăceanu Oveșdani înalță mingea în careu. Săceanu, șut slab al acestuia. Sitaru reține și în acest moment centralul Tițu Elvis fluieră sfârșitul celor 90 de minute de joc. Ase lerește, ase Cimentul Valea Mare, scor 3-1. Până duminica viitoare vă spunem de aici, de la Lerești, Emilian Florescu și Sebastian Mângâță, o după amiază plăcută. La revedere! Thank you.